Construcția barajului de la Gura Apei a început în anul 1975. Barajul este construit în munte și se află la aproximativ 40 de kilometri de Hatzeg, fiind cel mai mare baraj de înrocamente din Europa. 168 de metri înălțime și 225 milioane de metri cubi de apă în lacul de acumulare, dimensiunile barajului întrec de 3 ori pe cele ale piramidei lui Cheops. Capra neagră, rupicapra, rupicapra, o adevărată mândrie a țării noastre, trăiește pe crestele alpine, greu accesibile, chiar și celor mai experimentați alpiniști. Mamifer erbivor prin excelență, capra neagră își face rareori simțită prezența. Trebuie să te consideri norocos dacă ai avut vreodată ocazia să-i distingi silueta pe vreunul din piscurile din Retezat. În timpul lunilor de vară, cârduri de capre negre cutreieră pajiștile alpine de la altitudini de peste 1800 de metri. Când sunt în pericol sau sunt avertizate de alsemeni, caprele negre se retrag cu repeziciune în locurile cele mai puțin accesibile, executând salturi de până la 2 metri înălțime și 6 metri lungime. Extrem de sprintene și rezistente, caprele negre pot călători până la 50 de km pe oră pe terenurile abrupte sau accidentate.
Capra neagră este regăsită cu predilecție în regiunile stâncoase și pe pajiștile alpine din Europa, în special în Carpați, Retezat, Parâng, Făgăraș, Bucegi, precum și în Pirinei și în munții din Asia Mică. Capra neagră se hrănește cu diferite ierburi, lucernă, licheni, mușchi, foioase și lăstari. Ele pot consuma o multitudine de plante care sunt otrăvitoare pentru om, cum ar fi tisa, degețel roșu și mătrăguna.